Ne aflăm în Vrancea, unde este Ținutul Viei și Vinului, unde avem cea mai mare suprafață viticolă din România, 11% din suprafața României se află aici la noi. Avem 3 podgorii, avem oameni care s-au dedicat și și-au dedicat viața și familia pentru viticultură. Consider că reabilitarea acestei clădiri, a fostului tribunal, care va deveni Muzeul Vrancei și unde sperăm noi să avem un circuit în ceea ce privește via și vinul, unde să facem ateliere tematice și tot ceea ce presupune arta vinului, pentru că trebuie să știm că vinul vine din vie, via-i vie ca să învie, și toate aceste lucruri, legendele pe care le avem și toate poveștile frumoase de succes care au fost de-a lungul timpului trebuie să fie recuperate și reîmprospătate prin tot ceea ce înseamnă exponatele care vor fi amplasate în această frumoasă viitoare clădire. Clădirea este reabilitată în proporție de 47%, iar constructorii dau asigurări că vor termina înainte de termen. Imediat după reabilitare, clădirea va intra în administrarea Muzeului Județean Vrancea. Muzeul Vinului va propune turiștilor un circuit de vizitare care să cuprindă descrierea activităților privind lucruri la vie, culesul strugurilor, procesarea lor și până la depozitarea și păstrarea vinului. Expoziția nu va fi doar una simplistă în care să expunem câteva artefacte de producere a vinului și de procesarea strugurilor, ci a fost gândită de la A la Z ca un muzeu al civilizației vinului, în care să arătăm cum trăia omul, cum se îmbrăca, ce mânca și cu ce produse mergea la cules. După aia să vedem etapele culesului, utilajele pe care le folosea la vremea respectivă, cum scotea vinul. În genul acesta este, are un scop didactic, să știți, nu doar un exponat de muzeu, ci are și un scop educativ. Imobilul în care va funcționa Muzeul Vinului a fost construit în perioada 1909-1912, iar aici a funcționat până în anul 2011 Tribunalul și Judecătoria Vrancea. Cele două instituții au fost mutate întrucât clădirea a fost încadrată în gradul 1 de risc seismic, iar imobilul a intrat în patrimoniul Consiliului Județean Vrancea.